Apoi pe oferta, hai să vedem dacă se cumpără sau nu. Bă, ești prost la cap? Strălucește la două, what the fuck? Nu te cred, bă, încă o dată. Du-te, bă, de aici încă un alog, nu te cred. Mamă, frate, ești nebun. Bă, ești nebun la... Mamă, e și filmarea prinsă, ești prost la cap? Mamă, să vezi ce episod fac eu aici. Băi, fraților, vreau să vă spun că fraierul ăla de Iserion a plecat la magazin. S-a dus să-și ia pâine cu pateu, vă dați seama ce mănâncă toți youtuberii, că vai de mama lor ultimii săraci. Băi, și am reușit să ies din beci puțin și mamă, ești nebun, de când am mai ieșit din beci, aparent și filmarea prinsă, salutare tuturor. Vă dați seama, am zis să mai fac și un episod, că... Numai cu mine face vizualizări fraierul ăsta? Păi și fiți atenți! Deci, uitați-vă ce e pe show, frate! Și pentru că m-a enervat și m-a închis în beci, în acest episod, oameni buni, o să vreau să cumpăr această ofertă de 50 de lei. Mamă, da, sper să nu mă prindă. O să încerc să vorbesc așa puțin mai încet. Mamă, deci dacă îmi iese clipul ăsta, băi, știți care e faza? Eu nu știu care e parola de la cardul lui sau pinul sau ce trebuie să... Mă rog, vă dați seama că el e youtuber, are și el card, băi, și mi-a zis că are mulți bani pe el, bă, frate, și vreau să-i cumpăr oferta asta de 50 de lei, să-i dau daună totală, să nu mai mănânce el niciodată pită cu pateu, o să mănânce mai pietre de acum. Așa că vă roagă, Petruț, pentru mine, nu uitați să dați acolo un like, poate nu mai închidem beci, să vă abonați acolo. Bine, chiar dacă e canalul lui, da, asta e partea a doua, să activa și clopoțelul. Și oameni buni, suntem aici pe contul lui, iau-te mă, 5900 de trofee, vai de mama lui, ești nebun. Bun, și hai să intrăm pe shop și hai să vedem cum cumpăr eu oferta asta, că nu știu parola de la cardul lui. Mamă, iau-te, avea aici, apă, ești nebun. Mamă, de ce ai să l-am bea apă, no clickbait. Bun, hai să vedem, ia, enter code. Petruț, enter. A, ce e ăsta, bă? Nu există codul, Petruț. Pa, ce joc e ăsta, mă? Hai de capul meu. Ok, bun. Deci, hai să vedem. Trebuie să dau aici la Brawler sau ceva. Uite, dau pe shop și... Hai să vedem. Apăs pe ofertă. Hai să vedem dacă se cumpără sau nu. Ia, click. Oh my god! Păi, ești prost. Ăsta chiar are cardul băgat aici. Mamă, și cred că dacă apă... Ia, ce se întâmplă dacă apăsi pe butonul ăsta? Bă, nu știu dacă merge. Adică eu nu știu parola de la cardul lui sau ceva. Deci dacă merge, bine. Dacă nu, aia e. Ia să vedem. Merge sau nu merge? Băi, ești prost la cap. Cred că merge. Băi, ești prost. Mamă, deci tu mai ce ai gândit 50 de lei la fraierul ăsta? Mamă, deci hai că episodul ăsta parcă e bine zrău episodul ăsta. Hai să vedem. 80 de gemuri. Ia. 900 de bănuți, bine, rău de tot. Mamă, și ce e asta, mă? Asta e cutie de aia de pe CSGO. Hai să o deschidem, ia. Click. Mamă, mi-a dat bănuți. Păi și atât? Bă, păi și ce mai dă? Amber. Mamă, cred că asta e bună, rău. Ok, hai să vedem. Următoarea cutiuță de asta de pe CSGO, bă, poate îmi dă cuțit. Cine știe, hai să vedem. Că știți că pe CSGO ne dă cuțit, că eu sunt mare jucător de CSGO, adică am Silver 2 aproape. Bun, hai să vedem. Hopa! 4 scrie aici. Ce înseamnă 4? Ci că dacă strălucește îți dă ceva, dar nu știu dacă îmi dă ceva. Bă, ești prost la cap? Bă, strălucește la 2, what the fuck? Nu prea știu, Brawl Stars, bine, nu știu ce e aici. Ia, hai să vedem. Click. Bă, ești prost. Power throw. Star power. Mamă. Și bă, mai strălucești odată, ești nebun? Hai să vedem. Hai de capul meu, ce-i ăsta? Mamă, e cu cap de mort. Gadget. Mamă. Deci cred că s-au meritat aia 50 de lei. Bine, nu i-am dat din buzunarul meu, deci l-am făcut pe fraier de bani. Deci dați acolo pe like-ul ăla că l-am făcut pe fraier de bani. Hai să vedem. Ce-i ăsta? Încă o cutiuță. Wow, 3 de data asta. Hai să vedem. Mai stră... Nu te cred, bun, cu dată. Bă, strălucești încă o dată, ești nebun la cap. Bă, stai așa că eu îl fac pe fraierul ăsta cu legendare, mie nu convine. Ia, hai să vedem. Bă, ești prost la cap, încă un gadget de-asta. Mamă. Pe ce, mă? Mamă, încă o cutiuță de-asta de pe CSGO. Hai să vedem. A, de data asta sunt două, nu cred că mai dă. Nu mai mi-a dat, bă, ești nebun la cap. Ha!
Și gata, l-am făcut pe fraier de 50 de lei. Și fiți atenți, pentru că sunt un nenorocit și chiar vreau să-i cheltui toate gemurile, toți banii. Fiți atenți ce facem. Deci, cumpărăm tot shop-ul, da? Deci, cumpărăm tot, frumos. Acum, mai cumpărăm un megabox. Hai să vedem. Uite, el se mai uită așa la șansele astea din când în când, da? Eu îl cumpăr direct, hai să vedem. Deci, mamă, sper să nu-i dea nimic. Hai să vedem. Nu cred, bă, că-i dă ceva, ești prost. Deci a dat 3 iteme, bă, dacă cât te primești asta. Că dacă deschide el, nu primește atâta, vă spun eu. Hai să vedem. Du-te, bă, de aici încă un alog, că nu te cred așa ceva. Deci nu te cred. Încă un ăsta verde gadget. Du-te, bă, de aici. Mamă, și-am cheltuit toate gemurile la fraier, ha-ha. Și hai să-i cheltuim și toți bănuții, că m-a enervat, deci m-a închis în bești de data asta, nu mai arăt. Hai să vedem, deci, ia, unde aș putea să-i dau? Uite aici, upgrade, gata. Cheltui toți banii la fraierul ăsta. Gata, mă, îl las fără niciun leu. Gata, mă, hai, cheltuim tot aici. Păi ce să mai am, uite, îi dăm și la Amber asta, că e frumoasă rău de tot. O să scot la un Teddy cândva. Mamă, și gata, nu mai are niciun ban fraierul, ha-ha, mai are 100 de bănuți. Păi și ce să mai fac, mă, la asta? Ia uite, mă, la alere la prieteni pe Stasi, ești nebun? Bă, ce șmecre e el. Ok, bun. Bă, hai să-i pierd și niște trofee, că dacă tot am intrat la el pe cont, hai să-i pierd niște trofee, să-l fac, vai de mama lui. Ia, hai să-i leau pe cine să... Uite, pe Spike. Vezi, doamne, are el Spike, care brawler legendar, da, de unde, că e vai de mama lui. Hai să-i pierdem niște trofee, oameni buni. Deci dați acolo pe like dacă mai vreți să, nu știu, să mai încerc să ies din pe și să mai filmăm aici niște episoade. L-am făcut pe fraier de 50 de lei. Mamă, deci, pa de capul meu, rip 50 de lei în comentarii. Ia, hai să dăm și meciul ăsta. Mamă, ce bun sunt la jocul ăsta, deci sunt cel mai bun. Ia, ia tot pe Poco. Ce vrei, mă, Poco? Ia, mor, mă, fraiere. Deci, uitați-vă cât de bine joc. Joc mai bine ca Ice Island, l-am văzut eu de 100 de ori. Mamă, a avut hack ăla. Nu e corect, a avut hack. Hai, bă, prostule, ăsta din echipa mea, dă-i și tu ceva. Doamne, cu ce incompetență mă joc. Vai de mama lor. Vai de mama lor, uitați-vă și voi cu ce amatori mă joc. Pai de capul tău, bă, băiatule. Deci, uite-te la mine, bă. Uitați-vă la Petrus, să vă arată Petrus cum se joacă. Mor, bă, bulanciule, gata, mă, easy. Easy shotron. Easy shotron, gata. Nici nu mai stau la discuții, easy shotron. Ia, fii atent ce-i dau. Mamă, ce-i asta, mă? Cu copaci, cu nebunii. Mamă, nebunie pe chat. Mori, bă, urâtule. Mamă, aolo, cine e asta? Bă, mori. Gata, mă, easy shotron, cum s-ar spune. Bine-s rău de tot acolo. Bine-s rău de tot. Hai că l-am făcut, ești nebunia. Câștigat trofeu loc să pierd. Nu-mi place, hai să mai dau un meci. Iată ce Spike drăguț. Băi, deci cu Petrus nu dați pe jocul ăsta, nu dați. Deci sunt cel mai bun de la mine din cameră. Și în cameră sunt doar eu. Dar asta nu contează, bun. Eu te mă jocul ăsta cu sticlele, bă, ce dai, mă, cu sticlele? Și vai de mama ta. Mă, mă, și-a lăsat și telefonul aici, uitați-vă, de ce stai telefonul lui. Și hai să văd. Ia, stați să mă uit prin el să vedem ce mesaj are ăsta. Mă, are niște mesaje, dar le interzise, îmi pare rău, nu pot să vă citesc. Pentru că nu mă mai scoate nimic în viața lui, vă dați seama. Bun. Hai să-l bat pe urâtul ăsta cu pălărie. Mor, bă! Mamă, ce i-am dat-o, easy shotron! Mori! Mamă, deci sunt cel mai bun! Gata, mă, cel mai bun la jocul ăsta. S-a declarat, ești nebun. Easy, mă, băieți. Gata, mă, stă bezi la jocul ăsta. N-am nicio treabă, băi, băieți și fete. Eu te-l pula. Ce dai, mă, urâtule? Ia, bă, tu nu știi cine e Petruț. Petruț, toată lumea îl știe pe Petruț, cel mai șmecher. Băi, și am mai auzit că Ice Island ăsta vă mai spune să-i dați follow pe Trovo. Nu știu exact ce e Trovo, dar dați-i follow pe Trovo. Nu știu, dar poate o să... Mamă, am înțeles că acolo mai face live-uri și poate o să-i fur calculatorul odată să fac și un live pe Trovo, dacă știi ce zic. Da, mă, băi, și fete, ce să și zic acum? Mamă, iute, trofee nebune. Băi, eu am făcut trofeul ăsta în loc să-l scad. Pai, dar ce prost sunt. Ia uite, ce că și-a luat freebox-ul ăsta. Mamă, mamă, ce să-i mai fac, mă, la asta? Ce să-i mai cumpăr? Că nu mai am ce să iau la prostul ăsta. Țac. L-am făcut și cu trofee. Bă, nu știu. O să închei aici, că
am auzit că vine și nu vreau să mă prindă, o să fug repede. Bă, eu am fost Petros, dacă mai vreți clipuri cu mine, scrieți și lăsați-le într-un comentariu, vă rog eu din suflet. Eu am fost Petros, ne vedem data viitoare, pa!